Ce-a însemnat asta? Ce are, mă, nu vezi că se preface? Bă, tu în viața vițelor tale să te mai țiși de frate meu. Sau ce, mă? Sau tu ești tot neamul tău de sărăntoși de Rahova. Ce-ai zis, mă? Bă, gata, mă, calmați-vă. Nu mă calmez deloc, n-au ce zice prințișorul ăsta, bă, ia să vezi, bă, ce stare sărătocul de Rahova. Ia, arată, mă. Gata, mă, mai bine te duci la maică ta să te plângi că ți-am sifonat țoarele tale de Versace, bă, băiatule. Tu aș din gură nici n-ai habar despre ce vorbești. Bă, tu să vorbești frumos că nu și pe celălalt, ai înțeles? Bă, te omor! Bă, gata, mă, calmați-vă. Vreți să vină directorul să ne exmatriculeze pe toți? Pe noi să ne exmatriculeze, că ăsta are pile. Hai, mă, să mergem. Auzi? Poate că ești în siguranță la școală, dar să dea dracu să te prind la mine în cartier. Stai liniștit, nici mor nu trec pe acolo. Ce s-a întâmplat? E, nimic, am căzut la fotbal. Gata salata! Friptura e gata în 5 minute. Uite, Michael, Luca și-a julit genunchiul. Aduc niște gheață. Lasă-mă, că n-am nimic. Dar ce s-a întâmplat, Luca? A căzut când jucam fotbal. Uite, mamă, dar fii și tu mai atent. Care? Lasă-mă, nu mersi, nu mersi, nu mersi. E swollen, are nevoie de gheață. N-am nevoie de nimic de la tine. Luca, iar începi. Michael este soțul meu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facă pe tatăl. Alex. Ce? Monstru să-l văd aici mereu. Asta e casa noastră. Vă rog, vă rog, vă rog, nu mă mai supărați. Tot ce vrem este să încercăm să fim o familie. El nu are ce căuta în familia noastră. Ajunge, Alex. Nu aveam voie să-mi refac și eu viața? E vina mea că tatăl vostru ne-a părăsit acum 10 ani? Nu puteai să-ți refaci viața cu altcineva? Alex. E ok, draga mea. Eu înțeleg. It's weird for you guys. I'm a foreigner. But I love your mother very much. And you guys are great kids. Uite că nu mai suntem așa de copii. Luca, hai la noi în cameră. Hai. Nu știu ce să mă mai fac cu băieții ăștia. E ok. Sunt adolescenți. E normal. Mamă, deci nu poți să-l sufăr pe nouă soț al oamenii. Nu înțeleg ce vede de el, de cine îl bagă nouă pe gât. Scuze. Uite peste cine a dat, peste frățiorul Papă Lapte. Hai, marș, că n-am chef de tine. Atunci mai da peste mine, în puii mei. Bă, tu să nu spui mie ce să fac. Sau ce, mă? Sau ți-o iei. Mamă, ce târziu s-a făcut. Bă, deci nu mai suport pe ăla. Mamă, nici eu, bă, artistul bate mă dată pe școală. În sfârșit ai venit acasă. Vezi, am scos mâncarea din cuptor, vezi că încă frige. Bună, Ana. Bună. Tulește-te, bă. Ce mă ziceam bună? E soră mea. Tu ce ai mai pățit la azi? Am bătut un prost. După cum arăți, ar zice că el te-a bătut pe tine. Ia vezi. Hai că eu mă duc la cafenea. Vezi, spală-te înainte să nu te vadă mama așa, că iar se îngrijorează. Pa! Pa, Ana. Bă, termină. Ce mai ziceam, pa? Nu-i mai spune pa. E deschis? Da, e deschis. Bună. Bună. Vreau și eu o cafea. Cu lapte sau fără? Cu lapte. Cu zahăr sau fără? Cu zahăr.
Câte cuburi? 4 cuburi, dar nu mai spune la nimeni. Wow, 4? Da, eu beau zahăr cu cafea, nu cafea cu zahăr. Și cum te n-ai 100 de chile? Am avut. A, da? Da, doar că m-am îmbolnăvit din dragoste, nu aveau poftă de mâncare și am slăbit. Ok. Vorbesc serios. Ok. Auzi, nu vrei să ieși cu mine la o cafea? Ești deja la o cafea. Știi ce vreau să zic? Nici măcar nu știu numele. Eu sunt Alex. Ana. Îmi pare bine. Încântată. Deci? Deci ce? Vrei să ieși cu mine? Poate. E cea mai drăguță fată pe care am cunoscut-o. Ce tare! Unde v-ați cunoscut? Lucrează la o cafenea, pazi ne-a cunoscut. Auzi, o repede vreme dacă îi dau mesaj, acum? Mai eu cred că și ea i-ar face plăcere să primească mesaj de la... Hei, ce faceți? Nimic. Alex, ai o iubită? Nu. Parcă am auzit că vorbeai despre o fată. Ai înțeles tu prost limba română. Ha, ia. Ok. Și tu, Luca? Ai o prietenă? Nu. Mă rog, ar fi o fată, dar... Luca, tai, da? Nu da lui detalii. Hai să mergem de aici. Mersi pentru cafea. Cu plăcere, dar să știi că nu e la fel de bună ca cea pe care o faci tu. Exagerezi. Vorbesc serios. Mersi. Auzi? De când lucrezi acolo? Lucrez din clasa 10-a. De acum 2 ani. A trebuit să ajut pe mama. Dar tatăl tău? Am crescut fără tată. Aici ne asemănăm. Da, cred că nu i-a pusat niciodată de noi. Și tu ai crescut fără tată? Da, mama și tata au divorțat. Dar adevărul e că atunci când a divorțat, a divorțat și de noi. Și acum mama s-a recăsătorit. Și tu nu îl suporți pe noul soț? Nu știu. E și străin, e ciudat și plus nu avem nimic în comun. Ai încercat măcar să-l înțelegi? Adevărul e că nu. Chiar nu. Bună, Ana. Ai făcut și tu ceva de mâncare? Ana. A, da, ce? Zic, ai făcut și tu ceva de mâncare? Unde ți-ai gândit? Da, acum o spun. Se vede că nu ești atentă. Te întrebam dacă ai făcut ceva de mâncare. Da, acum o spun. Mersi. Cum a fost la serviciu? Ei, cum să fie? Ca de obicei, obositor. Uite, vezi, de-aia îți spun în fiecare zi. Pune mâna și învață că o să ajungi femeie de serviciu ca mine. Mamă, ți-am mai spus că mi se pare nobil ceea ce faci pentru noi. Hai, hai, lasă-mă cu asta. Mai bine spune-mi cum îl cheamă. Pe cine? Ei, pe cine? Băiatul ăla la care visai. La ce băiat visai tu? Ia uite cine a venit. Bună, mamă. Bun. Nu mă zi, ce are? Ce? Ți-e rușine de mine? Hai, mă-l zi. Ne-ai făcut curioși? Spune-ne, cum îl cheamă, de unde vine? Sărută bine? Ha, mamă, scârbos, pe bune. Eu mă duc să mă culc. Noapte bună. Bine, noapte bună. Vizită plăcută. Noapte bună. Auzi. Acum lăsând gluma la o parte, te rog, du-te și dă și tu o tură pe la cafeneaua aia pe unde lucrează ea. Că nu vreau să iasă cu vreun golan.
Bine, mamă. Mersi, băiatul, mamă. Și tu cum ești? Ești cu minte, da? Cum să nu? Precum cățelul lui părinte. Hai că te știu și pe tine. Te pup. Noapte bună, mamă. Pa. Noapte bună. Trebuia să mă aștepți atâtea ore. Ce să fac dacă mi-a fost dor de tine? Și mie mi-a fost dor de tine. Sora mea se vede cu ratatul ăsta. Hai să te conduc acasă. Hai. Cum poți să te vezi, mă, cu ăla? Mamă, doar Andrei! Cum poți să te vezi, mă, cu ratatul ăla? Ce ratat? Alex! Tu m-ai urmărit? Bă, cum poți să te vezi, mă, ei, cu ăla? Ce se întâmplă aici? Se întâmplă faptul că Ana se întâlnește cu un arogan de la mine, de la liceu. Și ce? Păi cum și ce? E dușmanul meu de moarte, mamă! Andrei, tu n-ai dușman de moarte. Ești un elev de liceu. Uite că am! Andrei, ia, du-te tu în camera ta și lasă-o pe Ana în pace, da? Să nu te mai lăși de ea. Tu nu vezi cât e de fericit? Și dacă ăsta se folosește de acasă, se răzbune pe mine. Hai, mă. Deci nu pot să cred că m-a urmărit. Andrei îți vrea binele. Dar tu-l știi pe băiatul ăsta? Nu, l-am întâlnit la cafenea. Ana, ai grijă să nu te prindă la mijloc. Tu nu vezi că ăștia au ceva de împărțit? Andrei nu știe ce vorbește. Relația mea cu Alex n-are nicio legătură cu el. Mm-hmm. Foarte bine. Auzi, să mai ștergi și tu praful pe aici, te rog. Uite, avem păianjeni. Trist. Alex, trebuie să vorbim. Ce-i tu n-asta așa de serios? Tu știai că Andrei e fratele meu? Andrei e fratele tău? Da. Pe bune nu pot să cred. Chiar nu știam. Juri? Jur, nu știam. Dar care-i treaba cu voi? De ce nu vă înțelegeți? Ți-am zis, eu cu Andrei ne sunt de mai multă vreme. Are ceva împotriva mea și a lui Luca. Cred că suferă de complexe de inferioritate. Ai grijă ce spui de fratele meu. Și acum ce? Vrei să ne despărțim sau cum? Nu, doar că nu vreau să vă bateți, e stupid. Spune-mi fractul să stea în banca lui. Nu-l știi pe frate meu. Pentru că am crescut fără tată, el se crede protectorul casei, dar nu face mai nimic. Se ține doar de golănii. Știu cum, am și eu un frate. Hai că poate o să vă înțelegeți. Nu cred. Fă-o pentru mine. Pentru tine orice.